tine și toate le împlinești vestierul bunătăților și dătătorului de viață. Vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește-mă de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze. În mulți ani, Stăpâne. Stimate Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldovi, binecuvântați. Stimate Vladica, stimate domnul președinte Academiei de Știință a Moldovii, preasfințiți ierarhi a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, preacucernici și preacuvioși părinți, stimați colegi, bună dimineața! Și am deosebită plăcere să deschidem ședința acelor persoane care au participat anul trecut la conferința națională dedicată problemei Bisericii Ortodoxe din Moldova și statul, credință și cunoaștere, la care au participat mai mult de 70 de persoane, atât din partea Academiei de Științe a Moldovei, și mă bucur prezența aici vicepreședintelui Academiei, domnul Aplician Buceac, și onorabil sau onorat prin vicepreședinte Academiei de Științe, domnul Aplician Furdui. Mă bucur de faptul că activitatea de anul trecut s-a încununat cu acest volum de materiale prezentate la conferință. Aș dori să menționez faptul că de prima dată a fost acest eveniment de amploare, această conferință, unde s-au întrunit cercetători savanți atât din partea comunității științifice a țării noastre, cât și din partea Mitropoliei Moldovei. Lucru care ne dă posibilitatea să facem o retrospectivă a celor relații care au fost între biserică și statul în trecut, dar și acele schițe ce se refer la starea actuală și poate și pe viitor în relațiile între biserică și statul. Mă bucur de faptul că ideile care au fost prezentate, lansate, pe parcursul acestei conferințe s-a realizat sau întrotipat într-o rezoluție care a fost întocmită, aprobată de către această adunare. Eu sper că rezoluția va fi un fel de îndrumător, o ghidare atât pentru cercetătorii din diferite instituții de cercetare a țării noastre, precum și acelor care activează în domeniul spiritual al țării, care ghidează societatea noastră spre binele în credința ortodoxă. Cu mare plăcere aș dori să menționez faptul că fără ajutor, contribuția deci acelor oameni care a ajutat să organizăm această conferință și după aia să lansăm acest material, va fi imposibil atât desfășurarea acestui eveniment, cât și lansarea acestei cărți, și aș dori să menționez în mod deosebit aceea contribuție care a adus preasfințitul episcop Petru, preasfințitul episcop Nicodim, și nu în ultima oară, nu în ultimul rând, preasfințitul episcop Ioan. Nu menționez alții care au contribuit la activitatea aceasta, dar fără suportul, fără sprijin moral, în primul rând
a conducerii Academiei de Știință a Moldovei, fără sprijinul și fără îndrumarea înalt preasfințitului Mitropolit Vladimir, fără asistența episcopului Siloan, părintelui Vadim, secretar general a Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldovei, va avea să fie imposibilă această realizare. Aduc sincere mulțumiri tuturora care a contribuit la această activitate. Vreau să spun că toate meritele sunt adresate acelor care au lucrat și care au lansat. Dar dacă sunt scăpări, greșeli, sunt ale mele, fiindcă numele meu este pus pe prima pagină ca coordonatorul. Și printre aceste scăpări este lipsa cuprinsului. Dar eu consider că noi ne regăsim pe parcursul citirii acestor materiale. Deci, cu ajutorul Domnului, am realizat această lucrare. Sper ca să fie deopotrivă pentru și acelor care activează în domeniul instituțiilor de cercetare din țara noastră, precum și pentru clerul a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Și cu cea mai mare plăcere aș dori să ofer cuvântul în alt preasfințitului Mitropolit Vladimir, Mitropolit Chișinăul și întregii Moldovii. Vă rog foarte mult. Stimate domnule președinte al Academiei de Știință, Gheorghe Duca, preasfințiile voastre, stimate domnule moderator, doctor habilitat, profesorul universitar Victor Țvircun, stimați membri Academiei de Științe, stimați preoți, clerici, iubiți într-o Hristos, frați, sorori. Anul trecut, când statul nostru, Republica Moldova, a îndeplinit 25 de ani de la proclamarea independenței sale, noi, în comun, Biserica Ortodoxă din Moldova, cu Academia de Știință a Moldovei, am petrecut această frumoasă conferință în luna octombrie și ținem să-i mulțumim domnului președinte al Academiei de Știință cu membrii Academiei, cu brațele larg deschise, ne-au primit pe noi, membrii Bisericii Ortodoxe din Moldova, ca să petrecem această frumoasă conferință în incinta Academiei de Știință Republicii Moldova. Au participat numeroși reprezentanți ai Bisericii, numeroși reprezentanți Academiei de Știință, s-au discutat despre viața noastră în societate, despre viața Bisericii Ortodoxe din Moldova, despre participarea Bisericii Ortodoxe din Moldova la viața țării noastre, și nu numai a tânărului stat, care a îndeplinit anul trecut 25 de ani, ci și pe parcursul anilor de zile, cum a activat, cum a muncit, cum au muncit clericii, inoriașii, pentru a păstra acest binecuvântat de Dumnezeu pământ, să rămână creștin ortodox, să fie ascultător de legea dumnezească și clar că și de legea statală. S-a muncit și din partea Academiei și din partea Bisericii. Deja domnul moderator a vorbit despre cine a participat mai mult din partea Bisericii. Deja din partea Academiei de Știință, cred că va vorbi domnul președinte Academiei. Și nu numai că s-a petrecut această conferință, ci atunci s-a totalizat ceea ce deja s-a petrecut. Și clar că am vorbit și despre ce vom face în viitor. Și iată că deja se apropie un an de zile de la această conferință. Primul lucru a fost deja editarea acestei cărți, acestor materiale a conferinței, care vor fi folositoare pentru noi toți, dar și pentru cei care poate nu au participat la conferință, dar au avea posibilitatea, fiind acasă sau în bibliotecă, să răsfoiască
aceste file ale cărții și să afle despre ceea ce s-a vorbit acolo, despre gândurile cele bune care vin din partea Bisericii și din partea Academiei de Științe. Eu încă o dată vă mulțumesc la toți, în primul rând îi mulțumesc domnul președinte, pentru bunăvoința care o are el față de biserica noastră ortodoxă și de fiecare dată ne merge la întâmpinare. Relațiile sunt bune între Academia de Științe din Republica Moldova și Biserica Ortodoxă din Moldova. Sperăm la această colaborare fructuoasă și în viitor și numai cu pași siguri, cu pași binecuvântați de Dumnezeu, să mergem și mai departe pentru a păstra liniștea în societate, pentru a întări această societate, dar societatea putem să o întărim numai având o temelie puternică, cum este Biserica Ortodoxă din Moldova și Academia de Știință. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult în altele Sfințite. Dumneavoastră știți foarte bine că, cum se scrie și în Sfânta Scriptură, de la bun început a fost cuvântul. De la cuvânt s-a pornit totul. Și conferința respectivă și materialele acestei conferințe, tot s-au pornit de la cuvânt. Cuvânt care a fost rostit într-o discuție dintre președintele Academiei de Științe a Moldovei, domnul Crucian Duca, și în alt preasfințit, mitropolit Vladimir. Parcă de o șagă, dar acest cuvânt s-a realizat în frumoasă acțiune. Mă bucur de faptul că noi am conștientizat aceea că fără credință, știință e goală. Dar și fără știință, fără cunoaștere, fără cunoștințele și credința nu poate prospera, nu poate dezvolta, nu poate întări, înrădăcina în societate. Și acest, aș spune eu, primul pas foarte important care a fost făcut anul trecut, va da un imbolt pentru alte acțiuni, alți pași, alți întâlniri și conferințe științifice între Biserica Ortodoxă din țara noastră și Academia de Știință. Va da un exemplu pentru alți cercetători de a fi mai activ în cercetarea problemelor ce țin de istoria statului, de istoria Bisericii, relațiile între stat și biserică în trecut și ce va fi pe viitor. Cu mare plăcere aș dori să ofer cuvântul președintelui Academiei de Știință a Moldovei, academicianului Gheorghe Duca. Da? Na, preasfințite Radico Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, preasfințiile voastre, stimați preacucernici și preacuvincioși părinți, slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, distinși membri Academiei, stimați colegi. Cu adevărat, cum a menționat în altă sfeție domnul Metropolit, anul trecut și anul acesta am avut o suită întreagă de manifeste consacrate diferitor jubilee a țării și a științei autohtone. În primul rând, cum ați menționat dumneavoastră, noi am avut jubileul de 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Și totodată aniversarea 70 de ani de la fondarea primelor instituții de cercetare din țara noastră. Și 55 de ani de la crearea Academiei de Știință a Moldovei. Vreau să menționez că anul acesta s-a început reforma științei, care din păcate nu corespunde cu aspirațiile și deci așteptărilor nu corespunde a academicienilor și comunității științifice. Nu prea am speranțe că lucrurile vor merge bine, dar, cum se spune la noi în poporul, nădejdea moare ultima, trăiască Academia. Pe parcursul acestor ani s-au făcut totuși multe lucruri frumoase, despre care trebuie să vorbim. Pe lângă ele am avut și probleme cu care ne-am confruntat și care trebuie să le scoatem la iveală, să aducem la cunoștință societății noastre. Printre ele se înscriu și cele din istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova și raporturile ei cu știința. Știți că dumneavoastră în mass media, deci există așa o maximă a lui Einstein, da? Care se discută că e a lui, că nu e a lui, că este și nu este.
Dar există niște adevăruri care practic arată că biserica și știința trebuie să fie într-un parteneriat foarte strâns. Și ceea ce a fost în istorie, ceea ce s-a întâmplat, astea au fost lucruri care, pentru că și în istorie s-au greșit, și pe vremuri s-au greșit. Astăzi trăim în alte vremuri, în vremuri deci contemporane, în vremuri unde este foarte dezvoltată informația, în vremuri unde este foarte dezvoltat omul, el mult îl cunoaște. Și de aceea poate avea dreptate Einstein când a spus că biserica fără știință este deci oarbă, iar știința fără credință este șchioapă. Și invers tot se potrivește la ambele. Din această cauză, deci el practic a dat un mesaj către biserică și către știință că ele trebuie să coopereze pentru că ele practic nu fac altceva decât să insufle o credință în viață, o credință în pământ, o credință în pământul nostru, o credință în societate, să crezi în totul ce faci. Pentru ca să ai, trebuie să faci bine și trebuie să crezi în acela care pe tine te-a creat. Este bine cunoscut faptul că relațiile de cooperare dintre Academia de Știință și Metropolia Chișinăului și întregii Moldove le numără de mai mulți ani. Pentru care aș dori să aduc cordiale mulțumiri, în primul rând, în al preasfințitul Metropolit Vladimir, cu care noi, ați menționat și dumneavoastră și domnul Circun, cei din știință, am găsit multe tangențe, multe acțiuni și proiecte comune am realizat. Ca un bun exemplu poate servi și editarea volumului enciclopedic Mănăstiri și Schituri din Republica Moldova și mulțumesc pentru aceasta și stimatului deci Siluian. Și acele întruniri științifici care au fost făcute în sălile Academiei și Metropoliei, cu membrii Academiei și soborul de preoți ai Bisericii Ortodoxe. A fost o explozie în toată mass media când am văzut Academia de Știință împreună academicienii cu soborul de preoți. Această bună înțelegere, dar dumneavoastră să știți că totul ce este bine de obicei imediat de mass media reacționează cumva foarte deci nu chiar pozitiv de multe ori, din păcate, dar pe urmă timpul trece și toată lumea se convinge că noi am avut dreptate. Această bună înțelegere și prodigioasă conlucrare are o singură menire, de a aduce în țara noastră pace și stabilitate despre care vorbește foarte mult deci, actuală guvernare, și dintr-o parte și din alta. Toți vor pace și stabilitate. Doar prin ele putem insufla în poporul nostru încredere în viitorul țării noastre, în existența perspectivii și prosperării ei. În viziunea mea, cunoașterea și credința sunt cele mai puternici piloni a dezvoltării actuale și viitor a Republicii Moldova. Este o paradigmă a țării noastre care ar trebui să fie folosită de toată societatea noastră. Moldova este din Republica Moldova, deci. Este îmbucurător faptul că și Academia de Științe, conform aceleași sondaje, deci vreau să vă spun că în sondaje, biserica, după cum vreau știți, de mai mulți ani, este plasată în top pe primul loc. Dar vreau să vă spun aici că și Academia de Științe, conform acelor sondaje, în ultima vreme ocupă locul 2 sau 3 în topul de încredere a populației în instituțiile statului. Istoria relațiilor dintre oameni de știință și clericul bisericesc a fost diferită, după cum știți dumneavoastră, din istorie. Dar ce am avut noi în acești 26 de ani, care pot servi un exemplu pentru mai multe instituții publice din țara noastră? Noi, în Republica Moldova, nu avem ce împărți, dar avem ce face. Pentru că suntem o țară tânără, suntem o țară în care trebuie de insuflat populației speranța, credința pentru cei care vor să creeze binele pentru acest popor. Și eu vreau să vă mulțumesc, Înalt Preasfințite, tuturor fiestelor bisericesc pentru aceasta. Doresc să mulțumesc Înalt Preasfințitul Metropolit pentru că a acceptat ideea organizării și desfășurării anul trecut a unei conferințe comune. Cunoașteți foarte bine că ea n-a fost privită încă o dată, deci repet lucrul acesta, un nivel de societate. Mai mult ca atât, am împărțit opinii publice în două tabere. Unii consideră
Acest eveniment inutil, de prisos. Alții îl apreciază înalt și consideră că în acest fel Academie, oamenii de știință vor susține preoții, vor susține slujitorii bisericii, ca să-și mărească cunoașterea, calificarea lor intelectuală, prin susținerea tezilor de doctor în științe la institutele Academiei, prin obținerea gradelor științifice și didactice. Este foarte important de a apăra și de a avansa valoarea și autoritatea persoanelor din cadrul bisericii în fața populației. Astăzi, fiecare cetățean din țara noastră aș dori să vadă un preot, așa și cum aș dori să vadă într-o academician o mare personalitate, un mare intelectual, un om care are profunde cunoștințe, care poate să explice durerile cu care se confruntă astăzi cetățenii noștri. Astăzi noi participăm la lansarea volumului de materiale științifice prezentate la această conferință, în care s-a regăsit atât reflectarea istoriei Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, relațiile dintre credință și cunoaștere, problemele interferenței cunoaștere și credințe, dar și un punct de pornire pentru aprofundarea și estimarea pe viitor a cooperării fructuoase dintre Academie și Biserica Ortodoxă. Consider că elaborarea și semnarea unui acord comun dintre Academia de Știință și Metropolia Moldovei va facilita aceste cooperări. Cercetătorii din cadrul Academiei sunt gata, împreună cu reprezentanții clerului, savanții teologi, să pornim lucrările asupra scrierii unui studiu științific în câteva volume. Foarte important, cred eu, pentru întreaga societate moldovenească. Istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova. Biserica moldovenească a trecut prin mai multe etape, mai mult sau mai puțin grele. S-a confruntat cu diferite probleme, dar întotdeauna a fost acea instituție care a stat la baza statului nostru, care a chemat oamenii la apărarea și susținerea lui și susținerea întregii societăți moldave. Pornind de la aceasta, este indiscutabilă importanța bisericii pentru educație, pentru dezvoltare și prosperare a poporului și țării noastre în întregime. Și eu cred că vom putea împreună cu dumneavoastră să propunem o echipă constituite din cercetători și reprezentanții clerului care o să facă acest lucru. Înalt prea Sfințite Stăpâne. Stimate audiențe, noi suntem gata și mai departe să participăm la restabilirea, restaurarea bisericilor și mănăstirilor, precum și la zidirea noilor lăcașe sfinte, unde savanții noștri din cadrul Institutului Patrimoniu Cultural și altor instituții ar putea să fie alături de dumneavoastră, să creeze acel frumos care este așteptat de către cetățenii noștri. Un exemplu elocvent este Mănăstirea Curchii, unde răposatul academician Cibotaru, directorul Institutului Grădinii Botanice, a contribuit foarte mult la crearea acestei frumoase grădini botanice în preajma și în interiorul deci mănăstirii. Savanții noștri deja au avut și pot să extindă prelegeri și alte activitate. Eu cred că noi, pe membrii Comitetului Științific și împreună cu teologi ortodoxi, putem să participăm la pregătirea cadrelor la Academia Teologică. Savanții noștri deja au avut și pot să extindă prelegeri și alte activitate didactică în cadrul acestei instituții teologice superioare din țară în domeniul istoriei, filozofiei și altor specialități. Conferința de astăzi ne arată că avem foarte multe tangențe și obiective comune, Biserica cu Academia, care necesită conjugarea eforturilor. Încă o dată aș dori să aduc cordiale mulțumiri celor care au inițiat acest eveniment științific. Vreau să le mulțumesc fetelor bisericești care sunt prezenți alături de membrii Academiei, reprezentanților corpului științific și să doresc mult succes. Dar vreau să menționez că anul acesta mai multe personalități din lume au sărbătorit aniversarea de 65 de ani, printre care și președintele Academiei și deci Metropolitul Moldovei. Eu, din numele colegilor mei care stau aici, numele conducerea Academiei de Știință, pentru acel aport care l-a adus, îl aduce și și-l va aduce în viitor, deci în altul Sfințitul Metropolit, pentru dezvoltarea relațiilor noastre,
pentru credința poporului nostru. Vreau să-i ofer una din cele mai prestigioase și înalte medalii Academiei de Științe, medalia Nicolae Emilescu Spătaru și permiteți în prezența dumneavoastră să înmânez această medalie. Asta este una din medalele care foarte greu se... Se dă! El e un vicar incendios? Poate, pardon. Scuzați-mă, nu credeți, nu credeți în superstiție. Da? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Sănătate, mă! Eu vă mulțumesc, domnule președinte, pentru înmânarea acestei medalii. Nicolae Emilescu Spătaru, din partea Academiei de Științe, membrilor Academiei și preoților care mă susțin pentru a munci spre binele bisericii, spre binele țării noastre. Mulțumim mult! Succes! Sănătate! Ne asociem și noi la această felicitare și acele cuvinte plăcute care au fost adresate în apă Sfântului din partea președintelui Academiei. Într-adevăr, ceea ce a menționat domnul academician, președinte Academiei de Publice Moldova, domnul Duca, că și biserică și știința sunt îndreptate la o menire comună pentru a face tot posibil pentru a prospera societatea, țara noastră, de a deveni pilon cel mai important a societății și statalității din Republica Moldova. Mă bucur de faptul că alături de noi sunt nu numai autori care au participat la organizarea acestei conferințe și la, deci, pregătirea acestui volum, dar și acei care au contribuit intelectual la redactarea, corectarea acestor materiale, la pregătirea unei galerii de fotografii. Eu mă refer în primul rând la doamna doctor profesor Maria Șleftițchi, mă refer la domnul doctor habilitat profesor Constantin Manolache, la doamna Eugenia Tofan, care în cea mai mare parte a contribuit esențial și la conferință și la lansarea acestei culegeri de materiale. Printre autori este și proaspăt investit în funcția, în titulatura de membru titular Academiei de Știință, domnul Acnician Ion Guceanu. Domnul Acnician, dacă dumneavoastră... Vicepreședinte. Vicepreședinte Academiei. Da, mulțumesc, domnule doctor habilitat, excelență, domnule ambasador. Este, de fapt, o surpriză pentru mine că mi-ați oferit posibilitatea să-mi exprim câteva gânduri pe marginea acestui eveniment. În prezența acestui public onorabil care contribuie foarte mult la prosperarea statului cetățenilor care suntem noi și desigur că sunt și eu extrem de emoționat în virtutea tuturor circunstanțelor care au contribuit la lansarea acestei lucrări. Sunt cuprinși de atenția care a fost acordată și de conducerea Academiei de Știință a Moldovei, persoana domnului președinte, Acnician Gheorghe Duca, dar și de Mitropolia Moldovei, în alt preasfinția sa, Mitropolitul Vladimir, întotdeauna a fost foarte atent la ceea ce se întâmplă în țară și niciodată nu a fost indiferent vis-a-vis de imaginea bisericii în general, dar și a unui partener de mare nădejde,
a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, precum este Academia de Știință a Moldovei. Sigur că ne felicităm pe noi și pe toți cei care au contribuit la organizarea acestei conferințe, la lansarea acestei lucrări, dar în același timp este probabil și un prilej potrivit ca să ne fixăm sarcini pentru viitor, mai ales pentru viitorul apropiat, fiindcă noi suntem responsabili de tot ce se întâmplă în țară și noi suntem chemați să configurăm viitorul de lungă durată al Republicii Moldova. Așa că noi, cei care suntem puțin mai în spate, avem probabil posibilitatea ca în viitor apropiat să ne întâlnim și să trasăm primele sarcini care urmează să realizăm împreună. Poate un eveniment următor ar fi o conferință științifică. Noi am fixat câteva subiecte și, în ultimul rând, să întreprindem toate eforturile pentru lansarea acelui obiectiv enunțat astăzi de președintele Academiei vis-a-vis de elaborarea unei lucrări plenare, unei lucrări de ansamblu privind istoria Bisericii și nu numai o istorie, să zicem, detașată de la tot ce se întâmplă în țară, dar într-un vast cadru de relații sociale care se întrepătrund întotdeauna. Astfel noi vom demonstra la toată lumea că Biserica, Știința, Mitropolia, Academia de Științe dăinuiesc în timp și în spațiu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da. Cu cea mai mare plăcere aș dori să ofer cuvântul nu numai că prietenul al meu, dar este prietenul devotat a Mitropoliei din Republica Moldova, domnul Academician, primul vicepreședinte de onoare Academiei de Știință a Moldovei, Teodor Fodui. Vă mulțumesc de tot sufletul și m-ați pus într-o stare de stres, deși eu în vremea sa am fost în fruntea problemei stresului în Uniunea Sovietică, cunosc metodele de diminuare a stresului, dar în cazul de față, fiind în fața dumneavoastră, celor care meritați cele mai frumoase aprecieri și cuvinte, nefiind întâmpinat măcar cu 2-3 minute înainte, m-a spus domnule doctor, persoană față cărui mă închin, este o persoană cu un suflet extraordinar, cu cunoștințe profunde. Am rămas încântat de frumoasa prezentare care ați făcut-o astăzi, dumneavoastră. Într-adevăr, cunoașteți cei ce nu cunosc majoritatea. Să prezentați așa ceva ca să fiți în atât apreciați și de cei care sunt cu știință și de cei care vreau să zic i-ați prezentat. Eu aș vrea să menționez că cândva am scris o carte care se numește Stres Sănătatea, unde am încercat să fac o analiză a influenței Bisericii Ortodoxe asupra stării psihice a omului. O carte care, cum a fost tipărită, așa și-a dispărut de pe, vă zic, raftul. Deoarece asta a fost scris în vremea Uniunii Sovietice, unde când oamenii de știință trebuiau să fie în afara. Atei trebuia. Da. Dar, ocupându-mă cu problema stresului, eu am conștientizat că Biserica are un rol determinator în menținerea psihicului cetățeanului. Și, într-adevăr, ea a jucat Biserica un rol extraordinar în istorie dezvoltării statului. Biserica a fost și este până astăzi centrul principal în consolidarea
populație, în menținerea stării duhovnicește a oamenilor simple. Și vreau să subliniez că consider că ați procedat foarte bine, că am înțeles astăzi că aveți Academie de Teologie, unde într-adevăr ea trebuie să joace un rol extraordinar și unde ar putea ai noștri savanți să-și aducă suportul lor în pregătirea cadrelor. Fiindcă, într-adevăr, s-a spus și aici că avem o sarcină comună și biserica, într-adevăr, are nevoie de știință și știința are nevoie de biserică. Încă o dată, mă mândresc că mă găsesc în fața dumneavoastră, că am o stimă deosebită față de toți dumneavoastră și că dumneavoastră la fel aveți o stimă față de oamenii de știință și de Academie. Academia ea are nevoie de susținere, fiindcă, cum vedeți, ea este acum obiectul de... de lovituri. Da. Nu, din părțări, din părțări. Nu, de distrugere. Apoi da, de distrugere din părțări. Cu părere de rău, patrimoniul Academiei, terenurile Academiei prezintă interes pentru unele persoane, ceea ce face ca noi să ne găsim într-o situație de stres. Vă mulțumesc frumos că m-ați invitat. Încă o dată, am rămas satisfăcut de ceea ce am auzit de la dumneavoastră și domnule doctor, domn profesore, încă o dată m-am convins că sunteți o personalitate care face cinste țării noastre și Academiei de Știință. Mulțumim foarte mult, stimate domnule Afincean. Dumneavoastră, dacă cineva dorește să vină cu un mesaj, cu... Nu mai sunt. Atunci, permisiunea dumneavoastră, eu aș dori să aduc sincere mulțumiri acelor două persoane, acelor doi, aș spune, doi piloni a statului și societății noastre, care au lansat ideea și au realizat ideea conferinței și după aia a contribuit la pregătirea și lansarea materialelor conferinței de anul trecut. Vă mulțumesc foarte mult pentru acele idei care au fost formulate și expuse astăzi vis-a-vis de prezentul și de viitorul cooperării între Biserica Ortodoxă din Moldova și Academia de Științe. Acel care nu face, nu este pus în vizor. Acel care activează și activează de plin, este permanent în vizor și este deseori bătut. Din păcate, și Academia de Știință a Moldovei, și Biserica Ortodoxă din Moldova, fiind cei mai activi pe acest spațiu, teritoriul Republicii Moldova, deseori sunt puși sub lovitură. Dar eu vreau să vă spun că, fiind sub critică, critica aceasta, în cea mai mare parte, contribuie la întărire, la putere, la creșterea puterii. De Doamne, că creșterea puterii și a Bisericii Ortodoxe, credinții din țara noastră și Academiei de Știință va aduce noi roade, noi rezultate frumoase, fiindcă noi vorbim astăzi nu numai de știință, nu numai de credință,
noi vorbim de simbioz a credinței și științei pentru educarea populației, pentru că viitoare generații care vin după noi să fie plini, în primul rând, de credință și plini de cunoștință. Lucru care va contribui la prosperarea țării noastre. Vă mulțumim foarte mult acelor care a găsit posibilitatea și timp de a veni la lansarea acestei cărți. Vă mulțumim foarte mult pentru cuvinte care au fost expuse atât din partea domnului președinte Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Duca, din partea înalt preasfințitului Vladimir, mitropolit Chișinăului și întregii Moldove, pentru toți vorbitori de astăzi. Și eu nădejduiesc, foarte mult nădejduiesc, că în timpul apropiat, cu aceste eforturi comune a Bisericii și a Academiei din Moldova, a să avem posibilitatea de a pregăti noi conferințe, noi manifestări științifice, care va da impuls pentru noi colaborări, noi proiecte, care în cea mai mare parte vin spre întărirea statalității Republicii Moldova. Vă mulțumim din suflet și să ne vedem la alte acțiuni științifice. Mulțumim!